Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru luni. Lună nouă în Scorpion, un moment de resetare pentru toată lumea. Să știți că este o lună cu adevărat puternică. Emoțiile vor fi la cote maxime pentru toate zodiile și bineînțeles că fiecare dintre noi ne vom da o anumită resetare pe un anumit domeniu. Este și o lună nouă cu foarte mari surprize în care, din punctul meu de vedere, adevărul poate să iasă la suprafață. Dar este important să ne, cumva să ne confruntăm cu el, să vedem, bun, asta este, nu e albastră, e roz, dar măcar vedem ce facem. Este o lună nouă care ne îndeamnă la acțiune, ne îndeamnă la schimbări mari și cei care sunteți dispuși să faceți anumite schimbări pe anumite domenii de viață și nu ați avut curaj foarte mult timp, acum e momentul. Dar trebuie să vă asumați că este o schimbare foarte radicală, cumva din temelii, da? Ca un cutremur din ăsta care vine și dărâmă clădirea până în fundație și apoi facem alta. Cam așa, da? Deci e o reconstrucție, dacă vreți, e o resetare pentru toată lumea. Energia generală pentru această zi este arcana majoră moartea sau putem să luăm și nebunul. Deci o zi în care finalizăm ceva, o zi în care avem curajul necesar să ieșim din întuneric, avem curajul necesar să ne eliberăm de acele frici, de acele lucruri toxice, putem să ne învingem o teamă, poftim, dar în cele mai multe cazuri cred eu că subconștientul nostru cam va prelua controlul și atunci cu atât mai mult vom acționa. Unii poate nu ne dăm seama, da, ce schimbări mari facem, alții le facem așa în secunda 2, din dorința de a ne apăra sau din dorința de a ne menține poziția într-un anumit loc, da? Însă, repet, e ceva pozitiv din punctul meu de vedere. Bineînțeles că oamenii în general o să vedeți că sunt mai agitați, mai irascibili. Dacă vreți, din punctul meu de vedere, e o lună nouă bună să stăm cu partenerul, să facem poate și sport, dar să avem grijă să nu ne apucăm de sporturi extreme, pentru că totuși există și Uranus acolo care poate aduce orice. Da, un moment în care ne confruntăm așa cu adevărul, ne confruntăm cu o situație care zic eu că ne ajută, da? Ne ajută. Avem și ritual pentru fiecare zodie în parte, în comunitatea acestui canal. În previziunile bonus pentru săptămâna aceasta, chiar la începutul filmărilor, am spus pentru fiecare zodie ritualul. De data asta sunt două, dar e și cel practic și cel energetic. Am mers pe două părți pentru că la ce e pe cer e cel mai bine așa. Da? E cel mai bine așa. Deci, dacă vreți, vă aștept cu drag și în comunitate acolo. De asemenea, vă reamintesc de aplicația Tarot by AI. Acolo aveți în fiecare zi culoarea norocoasă, numărul norocos, aveți și citire de viitor cu acest tarot nou, care am văzut că vă place mult. Tot acolo aveți și citire personalizată în care ne vedem, ne auzim, oricând ai nevoie de o ghidare mă găsești acolo, iar accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. În următoarele zile o să apară și o variantă a aplicației în care nu e nevoie să vă faceți cont, da? Puteți să intrați și fără cont, pentru că poate sunt oameni care nu au e-mail-uri sau sunt oameni care nu vor să-și dea e-mail-ul, da? Și atunci e ok, puteți să o folosiți și așa, să vă fie de folos și să vă bucurați de informații. Și vă mai dau o veste, au apărut previziunile pentru 2024, analiza de tarot. Am folosit o analiză de tarot veche, da, pe care am folosit-o și în 2021, în care analizez fiecare domeniu al vieții, da, personalitatea ta, banii, prietenii, familia, dragostea, relațiile, munca, partea de carieră, unde e transformarea, cum sunt prietenii, proiectele, care e teama. Deci Tot este analizat acolo, deci te aștept cu drag dacă ești curios, atât la partea generală cât și la partea bonus. Bun, dragilor, hai să vedem exact ce se întâmplă cu fiecare zodie. O să discutăm în mare parte, pentru că am discutat deja la previziunile pentru săptămâna aceasta. O să spun pentru fiecare în parte de unde vine resetarea, da? Și apoi o să luăm și niște mesaje din partea acestui tarot. O să fie o citire mai scurtă, e diferită, la fel, dacă vă place bine, dacă nu îmi spuneți și de marți, luăm tarotul pe care îl știți voi sau puteți să-mi scrieți în comentarii, putem să alternăm, da? Odată cu tarotul acesta, odată cu tarotul clasic pe care îl știți voi, cum vreți voi așa facem, da? Important e să fie mulțumită toată lumea, mă rog, aproape toată lumea, că niciodată nu o să poți să-i mulțumești pe toți, dar măcar în mare parte. Bun, să începem cu zodiile. Să vedem
Nu vor hărțile să mi se deschidă. Gata, s-au deschis. Zodia berbec. Dragi berbeci, pentru voi resetarea vine pe bani, resetarea vine pe viața voastră, în general vorbind. E un moment în care puteți să schimbați foarte multe lucruri. Da? În primul rând, pot fi resetări, nu știu, legate de casă, legate de bani. E un moment în care berbecii sunt foarte determinați să-și schimbe viața. Totuși, v-aș recomanda să o luați ușor. Da, să o luați ușor, să vă temperați puțin. Este cu adevărat o perioadă foarte aglomerată pentru voi, dar ce să vedeți, este o perioadă în care vă puteți schimba statutul, poate financiar, sau este o perioadă în care puteți să faceți atât de multe schimbări încât să vă crească foarte mult încrederea în voi, să vă eliberați de acele lucruri ciudate. O lună nouă foarte intensă pentru tine, care, uite, poate să vină și cu schimbări în relația cu partenerul de viață. Pot fi schimbări legate de un copil sau pentru unii bărbeci, știu eu, este un moment în care vă puneți serios pe treabă și spuneți gata, îmi fac curățenie general în viață. Sunteți foarte determinați din acest punct de vedere și asta e absolut fantastic. Poate e ceva legat de o bancă pentru unii vărsători sau poate resetarea vine, știu eu, pe o moștenire, pe un partaj, pe începutul sfârșitului, cum s-ar spune. Și vedeți că aveți foarte multă intuiție în preajma lunii noi. Bun, avem aici o problemă de sănătate. Nu știu, unii poate nu vă simțiți bine, alții poate chiar vă simțiți obosiți în perioada asta și probabil din acest punct de vedere vedeți lucrurile cam ca un obstacol în viața voastră. Apoi, avem aici o invitație pe care o primești. Cineva te invită să mergi în vizită, poate chiar cine știe primești o invitație, poate la un eveniment, alți berbeci poate, știu eu, primiți un nou loc de muncă. Uite, avem astăzi o bucurie de departe care vine spre tine, poate este o bucurie care are legătură cu zona străinătății, o bucurie care are legătură cu o călătorie îndepărtată, cu zona internetului. Și ultimul mesaj, uite, o scrisoare. Deci e o zi în care tu primești multe mesaje, intri în contact cu foarte mulți oameni și poate să fie și o zi în care berbecii vor scrie foarte mult. Da? Îi spui la mulți ani cuiva, nu știu, stabilești ceva legat de o întâlnire, legat de un interviu, legat de niște acte. Deci o zi superbă pentru berbec. Însă fiți și voi atenți puțin, nu exagerați, aveți voi multă energie, vă simțiți invincibil, dar mai luați și o pauză dacă simțiți nevoia. Da? Zodia Taur. Dragi Tauri, o resetare legată de relațiile voastre. Da? Acolo ceva nu prea o să mai fie la fel. Unii Tauri poate acum aveți curajul și spuneți partenerului ceea ce gândiți sau poate acum în sfârșit are loc o discuție sinceră. Pentru unii Tauri poate să fie vorba despre un nou parteneriat care începe sau despre o nouă relație care poate să înceapă, însă aș merge și pe resetarea unei relații deja existente. Cumva acolo, dragi Tauri, trebuie să înțelegeți că nimic nu e pentru totdeauna și trebuie să înțelegeți că totul se transformă. Cumva din prieteni devenim iubiți, din iubiți devenim prieteni sau, știu eu, o colaborare poate merge la alt nivel. Cumva e nevoie acolo de o resetare pe relațiile cu ceilalți. Tot ceea ce ține de sfera relațiilor pentru voi. Poate e vorba de relația cu partenerul de viață. Da? Vedeți că pentru unii pot apărea tensiuni. Ele nu sunt neapărat negative, dar na. Acum foarte mulți Tauri o să reacționați într-un mod ciudat pentru că oamenii din jurul vostru o să vedeți că sunt ceva mai irascibili sau sunt ceva mai agitați. Acum vedeți că este și reflexia voastră, da? Că e o perioadă în care trebuie să lucrați și cu subconștientul vostru. Da? Și vedeți că de acolo e problema. Da? Aveți voi o problemă din punct de vedere emoțional și vi se arată în față. Că na, ce să facem? Marte e guvernatorul nodului nord, care e pe unde e acum. Hai să vedem, dragi Tauri, ce zice și tarotul. Da, nu ne plac nouă Taurilor, dar da. Asta e viața. Uite, o bucurie mare pentru tine astăzi. Te eliberezi de ceva. Poate e ceva legat de cariera ta, poate este ceva legat de o veste pe care ai așteptat-o de foarte mult timp. Afli niște lucruri noi, cunoști oameni noi, mergi într-o adunare de oameni. Apoi avem o curiozitate plăcută. Se pare că este o zi în care te gândești tu așa să adresezi o întrebare. Fie partenerului, fie cuiva. Și să întrebi, uite, mă iubești, nu mă iubești, ce mai faci, e gata proiectul, nu e gata proiectul. Ultima carte, o persoană plăcută. Da, se pare că este o zi în care intri în contact cu o persoană dragă ție. De asemenea, este o zi foarte bună în care, știu eu, poți să te îndrăgostești
Sau este o zi în care, uite, îți vine cineva în vizită, mergi tu undeva în vizită. Chiar o zi bună pentru Taur. Zodia Gemeni. Dragi Gemeni, resetarea vine pe muncă. E, acolo, nu știu, ori apare un nou proiect, ori unii Gemeni vă treziți cu o responsabilitate foarte mare sau vă treziți la realitate că aveți o responsabilitate mare pe cap și atunci trebuie să vă faceți timp, da? Trebuie să vă organizați lucrurile mult mai bine. Este o lună nouă care pentru tine poate să aducă și o resetare privind rutina ta zilnică. Deci poate e nevoie să te trezești mai devreme, să îți organizezi totul foarte bine, să-ți iei și pauză de masă și pauză de odihnă jumătate de oră, că nu suntem roboței. Pentru alți Gemeni vedeți că este o resetare legată de stilul de viață. Da? Cumva sunteți puși la colț și spuneți, uite, gata, așa nu mai merge, schimbăm foaia. Dar nu vă gândiți neapărat la ceva negativ, repet. Da? Poate să fie și un moment în care mulți Gemeni vă treziți cu tot felul de surprize și plăcute și mai puțin plăcute, poate legate de străinătate, poate legate de internet și știți cum e vorba aia, dragi Gemeni, niciodată să nu spui niciodată, cam așa și la voi, da? Dacă ați spus că eu niciodată nu-ți fac chestia aia, ei, uite acum o faceți, da? Uite acum o faceți. Poate nu v-ați imaginat vreodată că o să fiți puși în situația asta, dar uite că se întâmplă și repet, nu văd să fie ceva neapărat negativ, e ceva foarte benefic, atenție, pentru viitorul tău și este vorba pentru tine chiar de o resetare a stilului de viață, a rutinei tale, doar că trebuie să fii deschis, da? Gemenii care vreți schimbări, șansa voastră tot înainte și vedeți că e ceva din care vă ies bani, dar fie este vorba despre o sursă de venit secundară, da? Fie pentru alți Gemeni este un noroc foarte mare pe care îl aveți din punct de vedere financiar, dar vedeți că nu e ceva așa ce vine peste noapte. Da, nici mie nu-mi plac chestiile astea care durează, dar asta este. Asta este, adică e de bine pentru voi. Unii Gemeni, nu știu, vă dați demisia, vă găsiți un loc de muncă, vă asumați o responsabilitate, dar repet, e ceva ce niciodată în viața asta n-ați crezut că puteți să faceți. Hai să vedem, dragi Gemeni, ce faceți voi. Ce zice tarotul? Și avem pentru tine, uite, un noroc neașteptat. E, ți-am zis, deci e cu noroc pentru tine această zi. Vești bune care apar. Uite, te vorbește cineva de bine astăzi. Te întâlnești cu o persoană, primești complimente sau oamenii din jurul tău vorbesc frumos despre tine. Faci ceva plăcut. Apoi, avem o casă străină. Uite, mergi într-un loc nou. Sau primești o veste în legătură cu o instituție nouă sau poate alți Gemeni primiți un răspuns pozitiv legat de muncă. Ultima carte, realizarea dorințelor. Deci este o zi bună pentru tine în care ți se îndeplinește o dorință sau dacă ți-ai propus să faci ceva astăzi, cu siguranță vei reuși. E o zi superbă pentru Gemeni. Uite, mai aparte și de un cadou și de o surpriză. E ceva legat de un bărbat mai tânăr, de ceva ce începe să se miște într-o direcție. Deci, dragi Gemeni, e de bine. Aveți parte de o surpriză plăcută. V-am zis, fie legată de un loc nou în care mergeți, fie este vorba despre o instituție, poate despre zona străinătății. E un teritoriu nou acolo. Zodia Rac. Dragi Rac, pentru voi e o resetare acolo privind iubirea. Deci o poveste de iubire și poate da o resetare. Fie că se termină, fie că merge spre altă etapă, pentru alți Raci este un moment în care în sfârșit aveți curajul să faceți și voi ceea ce vă place și să mai lăsați oamenii din jurul vostru să se mai descurce și pe cont propriu. Poate să fie vorba despre o resetare în relația cu un copil și aici nu mă refer la ceva negativ. Da? Pur și simplu acolo poate, repet, copilul tău devine mai independent, e mai sigur pe el, are parte de o schimbare frumoasă, ești mândru, te simți bine. Pe de altă parte, poate să fie o resetare privind o afacere, o colaborare pentru unii. Poate e ceva legat și de o poveste de iubire care poate să apară acum. Doar că știți cum, dragi Raci, dacă e să apară o nouă poveste de iubire, vedeți că e ceva ce vă cam schimbă destul de mult viața. Da? Wow! Pentru tine aici avem o persoană vicleană, da? Uite, ți se zice să nu disperi în legătură cu persoana asta vicleană. E cineva care nu e sincer sau o persoană care pur și simplu nu-ți place ție
Și avem un drum lung, da? Poate e ceva ce nu-ți place privind un drum lung, privind o distanță, privind zona străinătății. Și apoi avem cununie relației. Vă dați seama că nu vă căsătoriți acum luni, dar puteți să aveți astfel de discuții cu partenerul de viață, poate astfel de discuții pe care le aveți cu un copil sau unii raci, nu știu, primiți o veste care vă surprinde din partea părinților sau din partea unui cuplu din jurul vostru. Ultima carte pentru tine, cineva dorește să te revadă. Poate unii raci, știu eu, puneți aici de un drum împreună cu partenerul sau cineva îți spune astăzi că vrea să te revadă, că este dor de tine, fie că este o prietenă, că este cineva din familie, că e persoana iubită. Da? Cumva aici văd că lucrurile se liniștesc pentru tine. Poate e ceva legat de o persoană mai în vârstă, de un conflict care a avut loc aici. Zodia Leu. Pentru tine resetarea are legătură cu casa, cu familia. Acolo e un nou început. E o resetare destul de mare, fie în relația cu partenerul de viață, fie pentru unii lei este o discuție serioasă privind o căsătorie, privind o despărțire, chiar dacă e lună nouă și Marte pe acolo. Și pentru alții poate să fie vorba despre o resetare privind baza ta din punct de vedere profesional. Acolo cumva apar niște schimbări, începi să ai o mai mare încredere în tine. Doar că vezi tu, este o zi în care vei rămâne foarte surprins de un partener de afaceri, de un șef, de o informație pe care o primești din partea unei instituții publice sau o informație pe care o primești de la o persoană importantă, de la o companie, de la o firmă, nu știu, fiecare, da, pe unde e. Cumva de acolo vine surpriza. Este adevărat că sunteți puțin scoși din zona de confort, dar asta nu e neapărat ceva negativ. În egală măsură, relația cu părinții sau relația cu tatăl, acolo poate să fie cumva puțin agitată, dar nu, repet, nu vă gândiți acum la ceva negativ. Că normal, spre exemplu, când nu știu, vrei să-ți faci curat în casă, vrei să dai naștere unui proiect, ești stresat, da? Că nu știi ce te așteaptă, vrei să iasă totul bine, cam așa și voi. Da? Cam așa și voi. Unii lei, nu știu, poate luați hotărârea să vă mutați, să renovați casa, poate știu eu, e ceva legat de o rudă, de o persoană dragă vouă, dar ideea e că e ceva ce vă va ajuta foarte mult pe muncă sau e ceva ce vă va ajuta foarte mult pe rutina voastră zilnică. Deci e un noroc acolo pe care îl aveți. E ceva care vă scoate din zona de confort, vă provoacă, dar e de bine. Nu-i de rău. Totuși încercați să vă temperați astăzi în eventualele tensiuni care pot apărea în relația cu partenerul de viață, în relația cu șefii, în relația cu părinții, persoanele cu autoritate asupra voastră. Uite, e o veste aici care nu-ți place, da? Sau poate e ceva ce nu-ți convine privind actele, privind un verdict, poate e o situație în privința căreia vrei tu așa să faci lucrurile să funcționeze și mi-a apărut proces și judecată. Unii poate aveți un proces astăzi, nu știu, alții poate primiți un verdict, primiți o veste de undeva anume. Apoi avem aici o zi plăcută, deci până la urmă lucrurile se rezolvă pentru cei mai mulți lei. Vă întâlniți cu prietenii sau este o atmosferă bună la muncă, în casă. Ultima carte, cunoștințe noi. Deci uite, astăzi poți să cunoști oameni noi sau poți să afli tot felul de vești plăcute în legătură cu această situație tensionată. Da? Și văd aici o bucurie mare. Îți dai mâna cu cineva. Poate să fie și o discuție pe care o ai, atenție, cu o persoană foarte diferită de tine. Cineva care e în altă țară, în alt oraș sau o persoană care... eu are un alt stil de viață. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, pentru voi resetarea vine pe relația cu vecinii, relația cu rudele, resetarea vine pe acte, pe drumuri, pe o mașină. Unii poate spuneți, băi, gata, m-am săturat, îmi schimb mașina sau, uite, în sfârșit am și eu curaj și dau de carnet. Este și un moment, dragi Fecioare, în care, nici nu știu că nu pot să spun expresia asta, că după aia nu o să mai vedeți videoclipul. E ceva ce vă dă mintea peste cap, da? Cred că v-a venit expresia în minte, e din engleză. Ați crezut voi toată viața că culoarea albastru e albastru și când colo vedeți că e roz. Da?
Nu-i nimic negativ, da? Nu-i nimic negativ. Poate să fie un moment în care unii, știu eu, aveți curajul și spuneți gata, îmi dau demisia sau gata, sau nu știu, întrerup o colaborare sau puteți să începeți o nouă colaborare, dar știți cum? Sunteți așa împinși de la spate, da? Împinși de la spate. Pentru alții este vorba despre o resetare, poate chiar privind și plăcerile voastre, privind gândirea voastră, ideile voastre. Pur și simplu alții poate aveți așa un moment și spuneți, fai, stai că eu mi-am dat seama că albastru nu e albastru și e roz. Da? Nu vă dau exemple ca să nu vă duceți cu gândul, că se poate întâmpla orice cu Uranus acolo. Unii vă dați seama că soluția era chiar lângă voi. Unii vă dați seama că soluția stătea într-o chestie micuță, da? În tonul vocii. Da? Poate soluția stătea în a vorbi la momentul potrivit și așa mai departe. O resetare pentru unii legate de acte și cu siguranță discutăm și despre relația de cuplu, că acolo pot fi niște discuții legate de o căsătorie, de un divorț, de niște acte sau pentru alții poate chiar este și ceva legat de zona actelor, de o afacere, de un copil, o colaborare. Cumva acolo apar tot felul de lucruri, dar e de bine pentru tine. Da? E de bine pentru tine. Hai să vedem, dragi fecioare, ce faceți voi. Hai că ies multe cărți aici. Nu știu. Da, hai că le las. Chiar dacă sunt multe, îmi pare rău pentru alte zodii. Dacă atâtea cărți au ieșit, înseamnă că aveți multe mesaje. Nu e o lună nouă nasoală pentru voi, dar chiar e o lună nouă foarte bună pentru voi. Uite, reușești ce gândești. Se spune să nu disperi, că reușești să finalizezi, reușești să faci tot ce ți-ai propus. E ceva legat aici, uite, de o femeie mai în vârstă care are un rol foarte important astăzi în viața ta. Fie e mama, fie e vecina, o prietenă, cineva. Da? Poate este vorba de maturitatea ta, că nu e vorba de vârstă. Aici reprezintă o persoană matură, o persoană asumată, o persoană care are o experiență de viață. Și aici treaba asta cu experiența nu stă în vârstă. Uite, cineva dorește să te revadă. Da? Vrei să te revezi cu cineva. Ca să semnezi un contract, ca să discuți ceva legat de niște acte, te revezi cu persoana iubită, îți vine cineva în vizită și uite, văd aici intrigi între femei și o ceartă. Deci poate să apară și o ceartă astăzi sau o discuție în contradictoriu. Poate e ceva legat de un contract pentru unii sau este ceva legat de iubirea voastră. Da? Pentru unii poate știu eu sunt niște tensiuni în relația de cuplu și acum trebuie să le clarificați că reușiți. Mare atenție, deci evitați certurile astăzi, că până la urmă vestea bună vine, până la urmă se clarifică situația, dar trebuie să evitați certurile astea pentru că există risc. Acum, de ce să vă mint să vă spun că toată lumea o să fie liniștită și așa mai departe, că nu o să fie. Da? Și evitați voi, da? Evitați voi, v-am zis, mare atenție pe, cum să vă spun eu, pe lucrurile pe care le spuneți, da? Că voi aveți intenții bune să corectați un om, să faceți nu știu ce lucru, dar noi suntem mai sensibili cu toții în perioada asta, pe la cuvinte și pe toată zona. Ce să facem? Zodia Balanță. Dragi balanțe, pentru voi resetarea vine pe valori. Da? În sfârșit începeți să vă dați și voi seama cât valorați, cât valorează timpul vostru. Este o resetare acolo legată de bani. Poate știu eu, vă apucați și investiți undeva. Să vă dați seama că undeva ați cerut prea mulți bani sau poate n-ați cerut suficient sau știu eu, unii cu siguranță treceți și printr-o perioadă în care faceți tot felul de schimbări în viața privată, pe de altă parte. Resetarea poate să vină și pe partea aceasta de valori, da? Poate în sfârșit îți dai seama cât valorezi și îți dai seama că ești și tu valoros ca om și trebuie să-ți oferi lucruri și ție, nu doar celorlalți, că unii cu siguranță v-ați săturat să vreți să fie pace și liniște, să vă dați voi sufletul pentru ceilalți și ăștia sunt și agresivi și reacționează ciudat și vouă nu vă plac chestiile astea. Ei, și acum e acel moment în care vă vine ideea genială sau e acel moment în care ceva se întâmplă în jurul vostru și începeți și luați decizii importante. Vedeți că poate să fie ceva legat și de casa voastră și de familia voastră, că pe acolo oricum mai aveți niște schimbări de făcut. Da? Surprize mari care pot apărea pentru voi legate de un copil, de persoana iubită, legate de plăcerea voastră. Da? Poate să fie o relație care își dă o resetare și cumva îi impuneți acolo niște lucruri. Spuneți, bă, gata, da? Trebuie să mă simt și eu bine, trebuie să te simți și tu bine. Da?
Și cumva găsiți o soluție. Hai să vedem, dragi balanțe, ce faceți voi. Ia uite, intrigi între femei. Ce nu vă place vouă? Ți se zice să nu disperi. În legătură cu un conflict legat de niște femei din viața ta, da? Că sunt niște colege de la muncă, că sunt niște prietene, că ești tu și o persoană anume. Cumva ți se zice să nu disperi în legătură cu chestia asta, că se găsește soluție. Da? Și uite, cineva dorește să te revadă astăzi sau cineva vrea să reia legătura cu tine. Ultima carte, cununie în relație. Deci ți-am zis, lucrurile se rezolvă. Aici poți să semnezi un contract cu cineva, să faci o înțelegere. Este de asemenea să știi o zi în care poate cunoști pe cineva, poate îți liniștești relația de cuplu, iei în sfârșit o decizie, doar că povestea asta vezi că vine și cu o pagubă. Da? Asta ți-am mai zis și previziunile pentru săptămâna asta. O pagubă ce înseamnă? Fie dai niște bani ca să scapi de o situație sau, nu știu, spui, bun, asta este, uite, nu am reușit să ajung în seara aia să luăm cina împreună, uite, vin și te scot eu la cină și îți plătesc masa, da? Deci în sensul ăsta. Sau poate să fie vorba despre o relație care chiar nu mai funcționa, că e de afaceri, că e de iubire și atunci normal, paguba înseamnă pierdere, dar din ce văd eu aici e de bine pentru tine, da? E o decizie înțeleaptă, e o decizie înțeleaptă. Sau o investiție, nu știu, să zic că vrei să-ți faci curat în casă, da? Vrei să văruiești, da? Vrei să faci curățenie în general. Și să zic că da, e nevoie să bagi niște bani acolo, să investești, să cumperi vars, plătești omul ăla care lucrează. Deci asta înseamnă partea de pagubă. Da, da, văd că nu-ți pare rău. Zodia Scorpion. E, dragi Scorpioni, hai că e despre voi astăzi, da? Dacă e și ziua voastră, cu atât mai mult. Vă zic la mulți ani și e o zi pe care... Știu eu, nu o să o uitați foarte ușor, da? O zi de naștere sau chiar și cei care sunteți născuți în preajma zilei de 13. E o resetare pe care voi vă dați. Da? Și unii scorpioni, știți cum, sunteți într-o perioadă în care sunteți în stare să radeți tot, numai să vă fie bine. Cu siguranță ultimele luni n-au fost foarte pozitive, n-au fost atât de liniștite și acum unii nu m-ar mira să vă apucați de sport, să vă schimbați modul în care arătați, culoarea părului, să vă tundeți, să vă schimbați felul în care arătați. Alți scorpioni spuneți, bă, gata, până aici, punct, eu nu mai stau în colaborarea asta, în situația asta. Știu că e o lună nouă, dar e vorba de o resetare, e vorba de un mod diferit de a aborda lucrurile și tu ești persoana care ia atitudine. Nu te uita către ceilalți, că n-ai cu cine în perioada asta. Ei, și mulți scorpioni spuneți, gata, acum iau decizia, acum comunic și vezi că norocul pentru tine ține de a te exprima, de a comunica, de a rezolva ceva legat de niște acte. Da? Luați decizii importante privind relația cu partenerul de viață, relația cu un părinte, o problemă veche care este în relațiile voastre și care, nu știu, persoana aia ba vine, ba dispare, ba te iubește, ba nu te mai iubește, cumva acolo trebuie niște schimbări făcute. Și e de bine, zic eu, da? E de bine. E un moment în care, sincer, puterea e la voi. Puterea e la voi. Dar, sincer, n-aș vrea să am un scorpion nervos pe luna asta nouă. Deși și eu am marcaj puternic de scorpion și se produce luna asta nouă exact pe marcajul pe care l-am în hartă și e unul foarte, foarte important. Nu vreau să dau prea multe, dar chiar e unul important. Și... nu știu, sper să fiu ok, da, sper să fiu calmă. Folosesc energia, da, ca să îmi schimb aici rutina, să fiu la zi cu filmările, să am o energie bună, să am un stil de viață sănătos, eu cel puțin. Da, voi, nu știu, voi vedeți ce schimbări faceți ca să vă fie bine, da? Să repet, n-aș vrea să fiu pe acolo. Cumva e un moment limită în care spui gata, de azi înainte... nu mai vorbesc, acționez. De azi înainte mă mai îmbrac în verde, mă îmbrac în alb. Uite așa că așa vreau eu și punct. Dar schimbări din astea radicale. Nimic rău în asta, dragi scorpioni, e sezonul vostru, puterea e la voi, deci tot înainte. Doar atât, încercați totuși să vă temperați. Adică nu împroșcați cu energia asta, faceți ceva constructiv pentru voi. Da? Ia uite, e o problemă aici legată de o petrecere, de un eveniment. Unii poate sunteți obosiți. Nu știu, ceva nu vă place, ceva nu vă convine. Văd o petrecere, o amiciție. Poate e o atmosferă bună la muncă, nu știu. Sau poate alt scorpion, nu știu, v-ați săturat de distracțiile cuiva sau v-ați săturat de neseriozitatea unei persoane.
Apoi avem aici noutăți la drum lung. Uite, o veste pe care o primești de undeva din străinătate. Sau poate să fie o zi în care faci un drum lung undeva. Ultima carte. Vei reuși ce gândești, dar nici nu fac probleme. Da? Mai ales cu cei pe cer, nici nu fac probleme. Tot ce vrei, aia se realizează. E ceva legat de o mutare, de o relocare. E ceva ce nu-ți place, e adevărat, dar e cu mare noroc pentru tine. E o tranziție, e o schimbare mare. E ca și cum te iei cu cineva de mână aici și spui gata, fac schimbarea. Sau o schimbare legată de o relație, de un parteneriat în care există diferențe prea mari ca să mai puteți continua pe povestea aia. Și pentru unii vedeți că e ceva ce se lasă și cu proces și judecată. Poate e vorba de un proces fizic sau e vorba de un moment în care, nu știu, te apuci, iei de mână pe cineva și spui, băi, uite, hai să vedem cum stau lucrurile, ori e albă, ori e neagră. Da? Și ți-a zis, vezi că decizia și toate sunt la tine. Doar să faci ce trebuie. Zodia Săgetător. Ei, dragi săgetători, și pentru voi luna asta nouă vine cu o resetare, dar la nivel de subconștient și nu știu cât de mulți o să o conștientizați. Unii e posibil să vă treziți cu tot felul de butoane care vi se apasă și vedeți că au legătură cu copilul vostru interior, cu o iubire veche, cu mama, cu tata, da? De prin trecut, indiferent de vârsta pe care o ai. Poate să fie un moment în care unii săgetători, știu eu, vi se apasă un buton de ăsta ca lumea și spuneți gata, dau demisia sau uite, gata, vreau o altă viață. Pentru voi resetarea este foarte subtilă, v-aș recomanda mai multă odihnă în preajma lunii noi. Dacă puteți, bineînțeles, îmi dau seama că este o perioadă foarte aglomerată pentru voi. Uitați, dacă vreți, rugăciunea, meditația, toate astea vă pot ajuta foarte mult. Și este un moment în care, dragi săgetători, vi se cere să abordați altfel lucrurile. Da? Și să începeți cu voi, în primul rând, cu rutina zilnică, cu anturajul vostru, cu ceea ce vorbiți, cu ceea ce învățați, cu informațiile care vin către voi. Da? Că și alea sunt un fel de hrană. Deci mare atenție pe așa ceva. Mulți săgetători poate aveți ceva în interiorul vostru și poate nu să exprimați pe luna asta nouă. Luați acolo o decizie voi cu voi și acționați. Iar alții vedeți că puteți să aflați niște secrete legate de rude, legate de un copil, legate de un parteneriat. Sau puteți să spuneți voi. Băi, gata, nu mai țin secretul ăsta, uite, îi spun omului respectiv că n-are sens, da? Îi spun ca să-i fie bine. Acum, care e reacția celorlalți? N-am ști să vă spun că, da, cu toții suntem și sensibili la critică și la adevăr și la schimbări. Acum, na, asta e viața. E ceva ce trebuie să exprimați, dragi săgetători, adică nu mai țineți acolo în voi că nu-i de bine. Nu-i de bine deloc. Ia uite, au ieșit mai multe cărți și au sărit, le iau pe toate. Ia uite, primește o invitație de la un bărbat mai tânăr, da? Sau ceva legat de o companie tânără, de un nou început. Și unii puteți să aflați de o persoană vicleană din jurul vostru. Sau să conștientizați pur și simplu, bă uite, omul ăla nu-i bun pentru mine. Este un e-mail, o veste pe care o primești legat de un nou loc de muncă, legat de un bărbat mai tânăr, legat de o persoană nouă sau poate are legătură cu o firmă care este nou înființată. Da? Ultima carte, gelozie. E, dragi săgetători, v-am zis, deci vedeți că apar niște chestii, știți cum ies scheleții din dulap, din fundul dulapului. Și e de bine din punctul meu de vedere că vedeți și voi unde e problema și acționați, că despre asta e vorba. Uite, o dragoste sinceră, o ceartă, poate e o problemă veche pe care ați îngropat-o acolo, da? Aveți un personaj prin preajmă care vă cam înțeapă, da? Dar vedeți că unii dintre voi sunt nu care cumva să fiți voi proprii vostri dușmani. Zodia Capricorn. Pentru tine este o resetare legată de un prieten, legată de viitorul tău, legată de un proiect. Poate acolo apare o noutate legată de un grup de oameni din care faci parte. Unii capricorni poate primiți o invitație din asta pe un site de socializare sau fizic să faceți parte dintr-un grup anume. Și de asemenea, pentru tine poate să fie o resetare privind viitorul unui copil, privind viitorul unui proiect, viitorul unei colaborări. Poate să fie și ceva legat de viitorul relației cu partenerul de viață.
Acolo se întâmplă lucruri. Și vezi tu, e o situație din care ești bine. Norocul cumva e în zodia ta. Poate e un conflict, poate e ceva acolo care are loc, dar tu ești bine din poveste, cum s-ar spune. Hai să vedem, dragi capricorni, ce faceți voi. Poate cunoașteți pe cineva nou și spuneți gata, mă despart, da, așa, în secunda 2, nu stați la discuții. Poate e o veste care vă surprinde legată de un copil, dar nu e neapărat ceva negativ, e ca și cum primiți un telefon, primiți un mesaj și copilul vă spune, auzi, uite, mă căsătoresc, sau uite, îmi schimb locul de muncă, sau uite, mi-am găsit altă pasiune și așa mai departe. Sau m-am înscris la nu știu ce curs, m-am alăturat nu știu ce grup, da, în care învăț despre stil de viață sănătos, ceva. Bun, hai să începem că deja au sărit cărțile și avem o scrisoare, deci un mesaj pe care îl primești, o veste, un e-mail, un apel telefonic, poate e ceva legat de zona străinătății, că e o bucurie de departe aici. O rudă care îți scrie, o bucurie mică, da, pe care o ai astăzi. Sau e ceva legat de un copil. Dacă ți-ai propus să faci ceva astăzi, îți ies lucrurile, e cu realizare, deci ți se realizează dorințele. Iar ultima carte este o veste rea. Ți-am zis că poate să fie și cu așa ceva. Ei, e o veste rea legată de o persoană, da, care fie are probleme de sănătate, fie este o veste legată de o persoană care are probleme financiare, cineva care poate vrea să facă niște schimbări în viața sa și nu știu, poate tu nu ești deschis în fața schimbărilor, că nu e neapărat ceva negativ. Și încercați să fiți puțin atenți ce postați pe site-urile de socializare în perioada asta sau ce lucruri spuneți. Pentru că e posibil să desecretizați niște chestii. Alții, nu știu, vă treziți, nu știu, cu prietenii voștri, oamenii, da? Că sunt ceva mai energici, mai agresivi. Zodia vărsător. Dragi vărsători, pentru voi este o resetare privind cariera. Acolo fie va apar noi responsabilități, fie este vorba despre o schimbare care apare legată de șeful tău, ți se schimbă șeful sau apar responsabilități noi, se schimbă programul pentru alți vărsători, poate este vorba despre un nou loc de muncă care apare, dar și în relația cu partenerul văd că lucrurile se schimbă destul de mult începând cu această lună nouă. E ca și cum ești pus față în față cu frica, față în față cu teama. Toată viața ți-a fost frică să faci nu știu ce chestie și uite că acum reușești să o faci și ți iese bine. Ești foarte protejat pe luna asta nouă, e ceva de bine pentru tine. Poate să fie vorba, nu știu, de faptul că se schimbă șeful, da? Sau se schimbă conducerea. Pentru alți vărsători poate e ceva legat de o lege, da? Se schimbă o lege, se schimbă o regulă, poate la muncă. Dar pentru alții vedeți că sunt niște responsabilități pe care este nevoie să vi le asumați, da? Fie legate de casă, fie legate de viața voastră în general vorbind, da? Însă știți cum sunteți așa împinși de la spate. Este vorba și despre niște acte pentru unii sau chiar de relația cu rudele, chiar de ideea de a pune în practică ceva, da? Poate fugiți voi de chestia asta, dar acum e momentul. Unii poate deodată așa spuneți, bă, gata, am schimb cariera, dar mă reorientez profesional, uite, nu mai place chestia respectivă. Ești foarte protejat, ești foarte protejat pe luna asta nouă, doar că, știi cum, norocul vine prin a ține multe lucruri pentru tine, da? Prin a face, da? Prin a-ți învinge o teamă. Uite, aici poți să afli de o ceartă, de ceva ce se întâmplă într-o casă străină, într-o instituție de stat. Poate e ceva legat de o noutate, ți-am zis, care apare într-o instituție, undeva anume, undeva la distanță, da? Se ceartă aici niște femei, e o agitație. Ideea e să nu disperi. Sau poate tu nu te simți bine într-o casă, undeva anume, nu te simți bine în noul loc de muncă. Și avem aici o bucurie de departe, deci primești o veste extraordinar de bună, fie legată de o călătorie îndepărtată, fie o veste dintr-un alt oraș, dintr-o altă țară,
vorbești cu o persoană dragă ție, primești niște vești care te bucură enorm de mult, iar ultima carte e o scrisoare sau un contract pe care îl semnezi, un verdict care se dă, un e-mail pe care, știu eu, îl primești. Vezi că e ceva legat și de o oarecare pierdere, dar e ceva ce te eliberează. E ceva ce te eliberează. Vedeți că trebuie să fiți puțin atenți în conflictele cu șefii în perioada asta. Adică spuneți voi acolo ce vă deranjează, acționați, dar nu exagerați. Zodia Pești. Dragi pești, e un moment de trezire la realitate pentru voi. Vă ziceam și previziunile pentru săptămâna asta. Un moment de trezire la realitate, privind anturajul vostru, privind viața voastră. Poate să fie, nu știu, un moment în care spui gata, acum am curajul și merg să rezolv chestia aia legată de acte. Acum am curajul și merg și îmi cer drepturile. Acum am curajul și merg să învăț ceea ce îmi place să fac, să-mi descoper pasiunea. Alți pești, nu știu, poate dați startul unui proces. Da, poate sunt probleme, nu știu, cu rudele, sunt probleme poate în casă, știu eu. Poate să fie vorba pentru alți pești despre o nouă regulă, da, care se dă, o nouă lege care se impune și atunci poate să fie ceva ușor provocator, dar e de bine pentru voi. E de bine pentru voi. Și tare tind eu să cred că luna asta nouă vă trezește puțin la realitate și vă dă curajul să spuneți în sfârșit lucrurilor pe nume. Cu siguranță apar și schimbări legate de prieteni, doar că vedeți voi, de acolo vine norocul, printr-un prieten, prin zona internetului. Situația asta care se petrece pentru voi, vedeți că are legătură și cu viitorul vostru și acolo e de bine. Pe de altă parte, v-aș recomanda o mai mare atenție pe zona aceasta a drumurilor, în sensul că să nu luați vreo amendă, în sensul ăsta, nu mă refer în alt sens. Da? Adică respectați regulile de circulație, traversați pe verde, pe trecerea de pietoni și așa mai departe. Adică nu faceți rabat, da, de la respecta legea. Asta e important, n-am ce să vă fac. Cumva acolo se întâmplă lucruri. O companie plăcută. Uite, te întâlnești cu o persoană care fie are niște probleme, fie unii pești, nu știu, parcă stăți supărați. Spuneți, uite, s-a închis prietenia asta, s-a răcit, nu mai vorbim, nu se mai întâmplă nimic. Alții poate aflați de o persoană din jurul vostru că, nu știu, poate are o problemă de sănătate. Da? Apoi avem cineva te vorbește de bine. Ei, niște vești bune pe care le primești aici. Poate colegii te vorbesc de bine, rudele. Te întâlnești cu o persoană, ai niște discuții frumoase și ți se spune să nu disperi. Cumva sunt oameni acolo care te încurajează, sunt oameni care îți sunt alături. Sunt oameni care îți sunt alături. Pentru că, uite, văd totuși o bucurie mare pentru tine. Doar că, dragi pești, așa cum v-am mai zis, trebuie să vedeți și voi cam cine vă e dușman și cine nu, că mulți îi țineți așa pe toți aproape. Da? E ceva legat de o invitație, e ceva legat de o dorință pe care cineva o are. Trebuie să aveți grijă de cineva. Poate. Știu eu. Poate un coleg de la muncă, cineva, are o problemă aici. Cineva care trebuia să vă vină în vizită și nu v-a venit. Sau poate mergeți voi într-o vizită. Vedeți că puteți să primiți un control la muncă în perioada asta, deci încercați să fiți cu totul în regulă. Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru ziua de luni. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă doresc o lună nouă cât mai frumoasă, în care să aveți curaj, să fiți buni și în care să vă reorganizați așa și să vă dați un restart pe domeniile de viață amintite. Pentru că este un moment fantastic. Este adevărat că oamenii vor fi mai agitați, mai irascibili, mai nervoși, dar asta e partea a doua. Până la urmă și noi vom fi așa, dar putem să facem ceva constructiv, da? Spuneam, bă, uite, m-am săturat că e mizerie, m-am săturat că e nu știu cum în viața mea. Păi da, uite, mă enervez și mă apuc de treabă, da? Nu mă enervez și mă cert cu oamenii că nu mă ajută la nimic, da? Schimbarea începe de la tine. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai fost alături și îți doresc o lună nouă cât mai frumoasă și nu uita să-mi scrii în comentarii dacă vrei mâine să facem deschiderile tot cu acest tarot sau îl preferi pe cel clasic. Te îmbrățișez cu drag, o zi superbă și o săptămână cu schimbări cât mai benefice.